PNL acuză PSD de fraudă electorală. Se întâmplă cu doar câteva zile înainte de un mare congres, congresul PPE, care va avea loc la București și care, după cum vă spuneam, îi va aduce în capitala României deopotrivă pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va candida pentru un nou mandat, președintele Parlamentului European, șef de state și de guverne, președinți de partide din partea popularilor europeni. Este foarte interesantă această discuție și sunt foarte interesante mizele ei. Între timp, la București, o ședință a coaliției a fost astăzi anulată după ce discuțiile, divergențele dintre PNL și PSD au reizbucnit. Au apărut stenograme în spațiul public în care liderii ai Partidului Național Liberal se plâng de faptul că le pleacă tot mai mulți membri, tot mai mulți primari, din cauza faptului că se încurajează ordonanță privind traseismul. Îi mulțumesc foarte mult invitatului meu. Este în studio alături de mine jurnalistul Val Vâlcu de la DC News. Val Vâlcu, bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție. Ni se alătură într-o legătură telefonică directă domnul Rareș Bogdan. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Da, bună ziua, sărămâna doamna Chiriac, bună ziua domnului Vâlcu și telespectatorilor de UNU TV. Domnule Rareș Bogdan, înainte de acest congres al PPE de la București, toată lumea vorbește despre marea întâlnire Nehammer, Ciucă, Ciolacu. E deja parte din folclor numele cancelarului Nehammer. Haideți să discutăm pe rând despre această întâlnire și ce ar putea să aducă ea în negocierile privind aderarea României la spațiul Schengen, dar și despre mizele congresului PPE la București. Deci, cancelarul Nehammer, discuții, pe ce temă? Nu, în primul rând, congresul de la București este cel mai important eveniment internațional pe care îl găzește România în acest an. Sunt numai puțin de 13 șefi de stat și de guvern care vor fi prezenți începând de miercuri seara până joi după prânz la Romexpo. Sunt 1500 de delegați, 700 de membri ai staffurilor tehnice de la Comisie Parlament din Bruxelles și de asemenea 658 de jurnaliști acreditați. Deci aproape 700 de jurnaliști, din care numai puțin de 140 de camere de televiziune, 140 de posturi de televiziune, de la favoriții dumneavoastră de la France 24 și BFM, până la marile televiziuni din Italia, din Spania, din Germania, Austria, Ungaria, Portugalia, țările nordice. Deci absolut toate marile televiziuni, plus sigur Euronews cu un studio permanent, CNN cu transmisie live. Se anunță candidatul PPE, Spitzenkandidatul pentru această competiție electorală, bătălie electorală de pe 9 iunie. Și, de asemenea, liniile principale ale campaniei electorale și ale proiectului european susținut de cel mai mare partid al Europei, Partidul Popular European, vor fi delegați din 44 de țări, de nu doar din țările membre ale Uniunii Europene, din cele 27, și, de asemenea, ca o chestiune de culoare, dacă vreți, inclusiv doamna Maia Sandu și Igor Grosu, cei doi lideri ai Moldovei, președintele Maia Sandu și președintele Parlamentului vor fi prezenți începând de miercuri la București. Da, deci, sigur, va fi și Karl Nehammer, da. Că m-ați întrebat și să vă răspund, va fi și Karl Nehammer, cancelarul Austriei între aceștia, alături de Mitsotakis al Greciei, premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, alături de Donald Tusk, alături de Plenković și alături de alți lideri important, vicepremierul Italiei Antonio Tajani și mulți alții, sigur, alături de Roberta Metsola, Manfred Weber și Ursula von der Leyen, iar domnul Nehammer posibil să aibă și o întâlnire, va fi sigur o întâlnire în sala Congresului, dar posibil să aibă și o întâlnire tet-a-tet cu președintele Nicolae Ciucă al Partidului Național Liberal. Noi continuăm demersurile pe subiectul Schengen nu s-au încheiat, este doar un acces parțial care va fi începând cu data de 30 septembrie acest an pe aeroporturi. Cei care circulă și nu sunt puțini români care zboară
vor veni spre casă și se vor întoarce apoi după Paștele Catolice sau vor veni de Paștele Ortodoxe în România, vor putea vedea primul beneficiu a ceea ce înseamnă Schengen. Sigur, ne interesează și acel beneficiu aducător de 1% din PIB, adică spațiu terestru, și continuăm demersurile de negociere cu statul austriac. Sigur că e o întâlnire foarte importantă, o reuniune care plasează România pe harta Europei, fără îndoială. Domnule Rareș Bogdan, vă întreb și pe dumneavoastră, ce am întrebat și alți colegi europarlamentari de la PNL. Cum au văzut colegii și prietenii noastre din familia PPE această alianță electorală făcută în anumite locuri din țară cu PSD? Nu, e o chestiune extrem de importantă, e o bătălie, practic, împotriva extremismului. În momentul ăsta Europa se bate pentru normalitate și pentru continuarea drumului democratic. După cum știți foarte bine, harta de putere de la nivelul Parlamentului European și a Comisiei, în momentul acesta partidele extremiste din Europa au undeva la 45 de membri în partea stângă și undeva la 80-85 în partea dreaptă. Estimările cele mai pesimiste ne arată că se pot duce spre 250, adică ar mai avea nevoie de sub 100 de parlamentari pentru o majoritate, cele mai optimiste se duc doar spre 200. Dar oricum numărul extremiștilor din cadrul Parlamentului European va crește la cel puțin 25% spre 30% din viitorul Parlament. Pericolul este să meargă mai mult. La nivelul Parlamentului European, PPE și SND, cele două mari familii politice, noi având 177 de parlamentari, cei de la SND 150, colaborăm deja. Candidatul Ursula von der Leyen, respectiv președintele Roberta Metsola, au fost aleși cu ajutorul alianței făcute de PPE cu SND și cu Renew, grupul domnului Macron, așa cum a fost ales inclusiv domnul Charles Michel, președintele Consiliului. Foarte probabil majoritatea din viitorul Parlament este una în care PPE cu SND și cu cele două mari familii politice în care face parte PNL și PSD, unul din PPE, noi cei din PSD în SND, vor colabora și în viitoarea construcție europeană. Deci, practic, a fost mai ușor de explicat la Bruxelles, pentru că nu știu istoria bătăliilor interne și a conflictelor interne și abordărilor diferite dintre cele două partide, mai ușor de explicat la Bruxelles această construcție pentru stabilitatea României, iar faptul că conflictul din Ucraina nu stagnează, și după ce am văzut că a căzut Avdiivka, începe ofensiva pe Nicolaev și se vorbește de o continuare ofensivei spre gurile Dunării, mergând pe testamentul Petru cel Mare și văzând declarațiile lui Vladimir Putin de la colegul nostru jurnalist Clark și declarațiile făcute în urmă cu 3 zile de la declarațiile pe starea națiunii, vedem că Rusia nu se oprește, din păcate, din ofensivă, continuă ofensiva. Ucraina, spre fericirea noastră și a fraților din Moldova, rezistă și rezistă foarte bine și sperăm să reziste, dar acest lucru ușurează și mai mult explicațiile privind necesitatea păstrării stabilității în România, a unui guvern pro-european, a unei echipe de europarlamentari stabilă care să lupte pentru construcția europeană și pe ceea ce înseamnă instituția Europei, așa cum o cunoaștem cu toții, așa încât, repet, e mai greu să explicăm în țară uneori această chestiune decât la Bruxelles. La Bruxelles e mai de înțeles. Pentru că vorbeați despre diferențele de opinie, de abordări și conflictele din țară, suntem astăzi într-o zi în care au apărut în spațiul public niște stenograme, colegi ai dumneavoastră de la PNL, supărați în mod evident pe influența pe care a avut-o PSD-ul în promovarea acestei ordonanțe privind traseismul. Pe dumneavoastră vă deranjează? Această ordonanță este un draft apărut în spațiul public. Nu este o variantă finală. Partidul Național Liberal de 30 de ani luptă împotriva traseismului. Nu o să legifereze traseismul. E o chestiune care trebuie rezolvată. E chestiunea legată de închiderea mandatelor în momentul în care candidează de la un alt partid pe data de 9 iunie, undeva la 200 și ceva de primari din 3240 de primari, sunt în situația în care să-și piardă mandatul. Câțiva de la PNL, mult mai mulți de la PSD, care au trecut de la o forță politică la alta, care candidează din partea altei forțe politice și care între perioada 10 iunie
29 septembrie, vor fi în imposibilitatea să exercita mandatul câștigat deja, în care sunt acum. Deci, practic, ei cu un mandat nou recâștigat își pierd mandatul în care activează acum. Situații, sunt undeva la 200 și ceva de cazuri, unele dintre ele și cu viceprimari, în altele doar primarii, unele dintre ele și cu Consiliul Local suspendat. Deci trebuie să vedem ce facem cu aceste 200 de localități, cine va conduce localitățile respective timp de 4 luni de zile. Va fi secretarul primăriei conform codului administrativ, va fi altă formulă, acolo trebuie căutat o soluție. Și cum se va găsi această soluție? Deocamdată nu vă pot răspunde, nu. Pentru că nu sunt. Avem câteva propuneri făcute de specialiști, de constituționaliști, dar în momentul în care se va ajunge la soluția optimă pentru situația aceasta specifică în care, practic, alegerile se revin la calendarul inițial cu care am funcționat timp de 32 de ani, adică calendarul iunie, alegeri locale, noi le-am modificat cu 3 luni de zile din cauza COVID și vă amintiți, în urmă cu 4 ani, acum nu o facem altceva decât să le aducem înapoi în luna iunie, alegerile locale, și practic între 9 iunie și 29 septembrie, când expiră mandatul primarilor aflat în funcție acum, trebuie căutată și găsită o soluție pentru ca localitățile respective să fie conduse. Care va fi, vă pot spune cei de la guvern, după ce găsim soluția. Trebuie să vă las, intru într-o nouă conferință cu cei de la EPP, îmi cer mii de scuze. Sunt ultimele pregătiri înaintea Congresului. Rareș Bogdan, mulțumesc! Bine, deja stafurile tehnice ajung după amiaza asta, iar leadership-ul ajung mâine, iar mâine vă așteptăm la ora 13.30, prima conferință de presă comună Nicolae Ciucă, Manfred Weber, la sediul PNL din Modrogan. Mulțumim, Rareș Bogdan, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Acum, bun, rămâne, Valvârcu, rămâne dimensiunea asta națională, în care disensiunile dintre PNL și PSD sunt mari, că i-am auzit în stenogramele alea pe toți vorbind despre faptul că încurajarea traseismului îi dezavantajează. Rareș Bogdan spune că povestea nu va rămâne așa, că se va schimba ordonanța asta care încurajează traseismul. Dar cu sau fără ordonanță? Sunt zeci de primari care trec în ultimul timp de la PNL către PSD. Or fi chiar sute. În total, dacă însumezi electoratul celor 100 de primari sau câți ori fi, nu fac cât un sector din București, așa că eu m-aș concentra pe zonele critice, sectorul 1, mă rog, unde capitala, nu 900 de mici localități, unde primarul ăla poate să treacă și la extraterestri, că tot același lucru face. Da, e pe persoană fizică mai mult, iar aceste căutări de debușeu politic sunt în perspectiva unor finanțări. Nu știu, dacă vrem să schimbăm cu adevărat ceva, trebuie legiferat mecanismul de finanțare astfel încât să nu mai depindă de culoarea politică a primarului sau, mă rog, de unde se duce cu șapca întinsă, la ce partid se duce să ceară fonduri, ce partid vine la guvernare. Acum, cât privește PPE-ul, Congresul, da. Mie mi se pare mai important dacă cel al socialiștilor, care a avut loc la Roma, PSE-ul. În weekend, da. De ce? Pentru că... Păi este important că se ține la București, poate. Da, fără discuție. Nu, altceva spunea. Da. Socialiștii din Europa, spre deosebire de cei din România, au alte teme principale. Se luptă cu pesticidele, ai noștri nu prea sunt de acord că ar dispărea, adică mitingul fermierilor e nimic pe lângă ce ar putea veni dacă blochează toată agricultura. Sunt preocupați de woke, de subiecte LGBT, cam asta preocupa până acum stânga europeană, iar la Roma a fost o schimbare foarte importantă de politică. Nemții, olandezii, socialiști, mă refer, au spus, dom'le, hai să ne concentrăm puțin pe pensii, pe categorii defavorizate economic, să mai lăsăm, să-și aleagă fiecare mașina cum vrea, să dăm deoparte chestiile astea cu mâncarea din greier, din furnici, care au afectat
Dacă ne uităm în Olanda, Partidul Fermierilor a afectat în sondaje, mult. I-a afectat, sigur, mult. Da. Ursula von der Leyen făcuse deja chestia asta, a trecut, a băgat la sertar, nu se mai discută, de exemplu, de planul de interzicerea mașinilor cu motoare din 2040, cu motoare cu ardere internă. Deci sunt niște schimbări importante, acum nu știu dacă le fac doar până când trec alegerile europarlamentare și revin la subiectele care au preocupat birocrații Comisiei până acum. Vedem ce se întâmplă și la București din această perspectivă. Astea sunt lucrurile care ar trebui discutate. Păi da, dar să le discutăm cu cine, că noi nu avem nici candidați aici. Pe cine să întrebăm ce veți face în materie de poluare, în materie de mașini? Păi da, ăștia care vin, pe Weber, pe Ursula. Pe... A, să întrebăm pe Ursula. Când bun, Ursula... politicile sunt europene, indiferent ce se întâmplă în cele 100 de primării. Deocamdată știm ce vrea să facă doar Nicușor. Cu restul nu putem vorbi, că nu știm cine sunt. Însă putem vorbi cu Ion Iliescu. Cine s-ar fi așteptat? La 98 de ani, Ion Iliescu a dat un interviu în care vorbește despre faptul că în România cultura confruntării bate cultura construcției. A fost un citat și spune stop feudalizării aparatului de stat. Ion Iliescu predică puterea dialogului, citez, dialogul este putere, într-un interviu pe care l-a acordat lui Ionuț Vulpescu. Facem, Val Vâlcu, pentru că ești în studio alături de mine, facem un arc peste timp și ne întoarcem la dezbaterea, un fragment de dezbatere politică, 17 mai 1990, candidații erau atunci Ion Iliescu, Ion Rațiu și Radu Câmpeanu. Faptul că ne uităm, cu nostalgie unii dintre noi, dar nostalgie, atenție, pentru cuvintele pe care le foloseau, pentru modul de adresare, pentru o cultură a dialogului despre care Ion Iliescu vorbește azi la 94 de ani, lăsând la o parte tot ceea ce istoria îi reproșează lui Iliescu. Da. Pe de altă parte, cred că Ion Iliescu a fost primul care a refuzat emisiunea televizată dinaintea alegerilor în 2000. Nu știu să fie avut dialog cu Corneliu Vadim Tudor atunci. Nu, n-a existat o confruntare, da. Năstase nu era președinte în funcție, nici... ulterior, era cât pe ce să nu avem dezbatere Ponta Iohannis. Iohannis a forțat dezbaterea, a refuzat după aceea să participe el însuși. Deci, dacă vorbim de cultura dialogului, să recunoaștem că în 2000 s-a rupt filmul. Ar fi fost un dialog cu Corneliu Vadim Tudor atunci, unul care să-i facă pe român să ia o decizie? Vadim Tudor reprezenta atunci un segment atât de important de populație încât să ajungă în turul 2. Deci ar fi trebuit să existe un dialog. Sigur că vor veni consultanții, nu era bine să expună ce să discuți, ce să discuți cu Șoșoacă care urlă, politica a ajuns, luați labele de pe mine, de pe partidul SOS. Deci a ajuns un fel de jocul din copilărie. Cotul și pișcotul, labele și botul. Cam asta e în momentul de față. Dar, da, trebuie să recunoaștem că și polul ăsta suveranist a cunoscut un seism în ultimele săptămâni. Sunt plecări, sunt denunțări, cu toții se acuză că sunt securiști, că sunt filați, că sunt urmăriți. E și asta o modă în polul suveranist. Cred că erau vreo, 30 și ceva de... Nu cred că erau 40 de organizații în cedere. Și conta doar pe NSCD-ul. Chiar s-au încurcat degeaba cu nu știu câte partidulețe de-astea. Păi și la ei cine contează? Simion. Restul, până când n-au plecat, n-am auzit că au venit. N-am auzit că există astea două partidulețe. Da. Așa ștampile, că de fapt au plecat două ștampile. Nu știi câți oameni, de unde, câți membri are partidul. Acum, dacă se desfințează ștampila, chiar că nu mai sunt important. Da, și dacă i-a spus pe liberali, ei sunt motivul, ștampila asta e motivul pentru care ei sunt cu PSD-ul. Adică e...
Trebuie, cum v-am spus, pe plan european coincid politicile și de fapt la noi era exact pentru asta. Adică PSD-ul, conservatorii sunt PPE-ul pe plan european, socialiștii sunt reformatorii, ceva ce la noi ar fi USR-ul. Dacă ne luăm după politici, după ceea ce propun, ceea ce ne... Pentru ce ne cheamă la vot? Cum ți se pare acest interviu pe care l-a dat Ion Iliescu la 98 de ani? Pentru că, mă rog, dincolo de faptul că spune că se amuză de bancurile făcute pe tema longevității sale, că sunt bancuri cu a murit Ion Iliescu. Da, știți ce? Mă uitam la imaginile pe care le difuzați și cred că telespectatorii noastre au dificultăți în a-și aminti cine e Ion Iliescu, da, Mitterațu și Câmpeanu, în sensul că au aflat la clasa 8-a sau a 12-a în cartea de istorie, nu mai știu când se face istoria recentă, n-au... E deja un progres că se face, pentru că până acum câțiva nu se făcea deloc, deci, nu se spunea nimic despre ei. Cum să zic, e că vorbim de Ceaușescu sau de Ștefan cel Mare, oricum au trăit mult înainte să mă nasc. Ce, Iliescu e pe același loc cu Ștefan cel Mare pentru tinerii... Nu, în sensul că vine, e din trecut, e la... Uh-huh. La istorie. Bun, noi vom, sau noi, va fi folosit Ion Iliescu, a fost o amenințare, nu știți cum... Cine să-l folosească? Așa zis că PSD-ul s-a debarasat de el. Așa zis dreaptă. Cum? Cine? Păi, cum să mai zici ciuma roșie când ești la guvernare cu ciuma roșie? Că e complicat și asta, nu? Când ai umplut Bucureștiul de șobolan, mai vorbești de ciuma roșie? Da. Astăzi s-au adunat autocare, tiruri în vama Halmeu, atât de multe încât cozile depășesc 30 de ore. De ce se întâmplă asta? Se întâmplă pentru că polonezii nu le mai dau voie ucrainierilor să treacă prin punctele lor de frontieră. Cu toții au venit în România, se masează la frontierele din România. Deci iată că dincolo de, adică nu doar că nu s-a găsit o soluție în ceea ce privește cerealele din Ucraina, dar pentru că polonezii le-au respins accesul ucrainienilor, s-au mutat toate tirurile în România. Și asta nu este o preocupare prea mare pentru autoritățile române, n-am auzit pe nimeni spunând nimic sau încercând să preîntâmpine această situație. Le mulțumesc și celorlalți invitați care ni se alătură, fostul ministru de finanțe, domnul Gheorghe Alomițianu, PMP. Bună ziua, domnule Alomițianu, mulțumesc! Sper să ne și auzim. Ni se alătură. Eu vă aud. Da, e perfect, vă auzim și noi acum. Domnul Dragoș Frumosu, sindicatele Sind Alimenta. Bună ziua, domnule Frumosu. Salut, bună, mulțumesc pentru invitație. În foarte scurt timp vom intra în direct și cu un fermier, pentru că povestea asta, nemulțumirile fermierilor sunt departe de a se fi stins. Domnule Alomințianu, opinia dumneavoastră despre felul în care autoritățile române gestionează aceste cozi din vama Halmeu, după ce ucrainienii le-au interzis polonezilor să treacă pe acolo, trec prin România. În consecință, 30 de ore de așteptare la vama Halmeu. Polonezii sunt mai fermi până nu se rezolvă problema în favoarea fermierilor polonezi. Vedeți, reacționează. Și e bine că reacționează, pentru că nu poți să lași de izbeliște pe proprii producători în domeniul agricol. La noi în România, PSD-PNL n-au rezolvat nimic pentru fermieri. Au stat acolo la afumați zile întregi, n-au rezolvat nimic, numai promisiuni. Și acum vin tirurile din Ucraina în România, pentru că în România e permis orice. S-ar putea multe cereale să rămână în România, ne spunea ministrul agriculturii că nu funcționează cântarul, deci se continuă falimentarea fermierilor români, se continuă cu ilegalități, pentru că acele cereale vor intra în România fără taxe vamale, vor profita unii care au legături cu partidele politice aflate la guvernare, pentru că vor vinde fără documente, evaziunea în floare. Deci așa se gestionează România comparativ cu Polonia, unde guvernul polonez e mult mai ferm și își apără producătorii interni. La noi nu sunt apărați producătorii interni, dau falime și mai mult decât atât, cerealele acelea nu sunt nici de calitate și s-ar putea să afecteze și sănătatea românilor.
Da, domnul Frumosu, ce părere aveți despre ceea ce s-a întâmplat după ce polonezii le-au interzis ucrainienilor să mai treacă prin țara lor? Păi era normal ca ucrainienii să-și găsească un drum pentru transportul cerealelor. Era evident să se întâmple lucrul ăsta, dar stăteam și mă gândeam acum că după ce că avem drumurile astea proaste în țară și că duce în lipsă de infrastructură, în general de autostrăzi, dacă se adună toată tirul ăsta într-o vamă și pleacă aproape toate odată, vă dați seama ce trafic va fi și ce distrugere de drumuri se va întâmpla în perioada imediat următoare, pentru că sunt sigur că instituțiile noastre și reprezentanții noștri nici măcar după ce echipurile s-ar termina acest trafic, acest transport de cereale, măcar să fi luat niște măsuri și să fi negociat niște bani pentru repararea drumurilor, dar sunt convins că n-au făcut-o. Sigur că ce spunea și domnul ministru Ialomițeanu este foarte adevărat. Situația este tristă. Oamenii au plecat de la Afumați, dar după cunoștințele mele s-au reîntors acum și tocmai problema cerealelor din Ucraina este una dintre cerințele lor nerezolvată și care nu va fi rezolvată, evident, în perioada imediat următoare, pentru că știm pozițiile reprezentanților noștri. Pe de altă parte, dacă ai noștri nu se îngrijesc să, când spun ai noștri, mă gândesc la reprezentanții guvernului și ai statului român, dacă nu se îngrijesc să ia măsuri în favoarea fermierilor, din acest punct de vedere, este evident că nu iau din niciun punct de vedere. Și știți destul de bine și lucrul ăsta va fi comentat probabil și de colegul meu fermier din zona Dobrogea, de problemele pe care oamenii le-au avut acolo cu inundațiile care se întâmplă în fiecare an. De ani de zile oamenii plătesc ca apa să fie trasă de acolo în condițiile în care există o lege care obligă statul român să, în caz de inundații, să-și pună pompele în funcțiune și să scoată apa. Este vorba de câteva mii de hectare de teren arabil inundat. Oamenii de câteva săptămâni au stat în felul ăsta. Sunt oameni care produc zeci de mii de tone de cereale, zeci de mii de tone de nutrețuri, au ferme de animale care plătesc acolo taxe la stat în valori destul de mari. Iar indivizii ăștia nu s-au îngrijit și aici îi iau în ordine. Doamna director de la Anifu Constanța, prefectul căruia i s-a cerut sprijinul de la Constanța, primarul din comuna Hârșova căruia i s-a cerut sprijinul și până când dumneavoastră presa nu ați intervenit în scandalul ăsta, nu s-a întâmplat nimic și oamenii erau disperați. Erau terenuri unde apa era mai mare de un metru pe terenuri arabile. Deci situația este tragică. Într-adevăr, după ce presa a avut o reacție formidabilă, s-au trezit și imediat au luat măsurile în consecință. Nu le-au mai cerut bani oamenilor de data asta pentru că de fiecare dată le cerau să plătească nerespectând legile statului român, dar nu știm ce se întâmplă cu indivizii ăștia. Pentru că în momentul în care încalci legislația în defavoarea unor fermieri români, în dauna și distrugând recolta pentru care oamenii ăștia au muncit, indivizii ăștia nu numai că trebuie să plece, trebuie să răspundă în fața legii. Ori eu cred că câțiva reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, probabil că discutăm despre ANIF în primul rând, s-au deplasat acolo și au determinat să ia măsuri în consecință, dar totul a rămas la acest stadiu. Au luat măsuri și băieții ăștia deștepți, care cred că sunt șefi, boieri, nababi pe plantație, pentru că sunt primari și președinți ai Consiliului Județene și prefecți, nu toți. Nu trebuie să-i băgăm pe toți în aceeași oală. Dar sunt baronii aia de care tot vorbim de ani de zile, care cred că județul, comunele, orașele sunt ale lor. Păi ei dau aprobare pentru orice acolo, ei taie și spânzură. Da, oamenii ăștia trebuie să plătească. Da, încercăm și noi să-l sunăm pe domnul fermier despre care ne-ați vorbit. Din păcate are telefonul închis, vom încerca să revenim, dar pentru că vorbiți despre primari, Valvul cu Claus Iohannis a semnat astăzi legea care practic le umflă conturile primarilor. E vorba despre noi măsuri pentru derularea programului Angel Salini. Ține minte, a fost măr al discordiei încă de când a ieșit USR de la guvernare. Adică ei își fac jocurile lor, e un circuit. Pentru Iohannis se construiește vila
pe care nimeni nu vrea să o recunoască, mă rog, a cărei valoare aia de milioane de euro este trecută așa sub tăcere, primarii primesc bani, ei își caută funcții și totul business as usual. Nu cred că banii ăștia sunt primiți de primari, ci pentru diverse proiecte. Da. Mă rog, da, pentru proiecte, există da. Curte de cont, unde nea, dacă dijmezi din banii de la Salini, să vină să ia. Dar ăștia nu sunt fonduri europene, adică sunt fonduri naționale, sunt de la buget ăștia, Andrei Salini. Da. Foarte bine, păi și noi să nu investim în localitățile noastre, așteptăm totul de la fonduri europene. Bun, o secundă cu grânelele. Dacă ne uităm imaginile cu camioanele de vamă, să știți că am văzut containere și cisterne. Nu prea erau camioane cu grâne. Nici nu văd de unde ar mai fi, ținând cont că au trecut 30 de milioane de tone numai până în România asta vară, de unde tot scot. Dar dacă vă îngrijorează importurile, haideți să mergem acum în orice magazin doriți și veți vedea că tot fermierii români sunt cei care fac roșii, struguri din Peru și din Africa de Sud. Da, da, în supermarket, am primit iar fotografia grija făcută guvernului, de tine. Prin grija guvernului au prețuri plafonate strugurii din Peru. Deci, deci noi ajutăm fermierii socială. Peruani. Ajutăm de două ori fermierul peruan, nu să mai ia nimeni. Iar pe faza cu Ucraina, iertați-mă aici, ori fi ai noștri mai mototoli, dar este o problemă europeană. Și reacția trebuia să vină de la Bruxelles. Mecanismele de sprijin, mecanismele de finanțare. Este război. Cred că problema transcede capacitatea guvernului României sau Bulgariei. Nu e adevărat. Nu. Domnul Iarmițianu, vă rog. Domnul Vâlcă. Ia uitați, produs cu limită. Numai puțin. Da, cerealele trebuie să tranziteze România. Nu trebuie să rămână în România. Fără discuție. Nu trebuie. Da, ele rămân în România trebuie, fără forme legale. Aveți dreptate. ANAF-ul trebuie să-și facă treaba. Și aici nu e de vorba de guvern. Un covrig n-ar trebui să se producă din... Legat de primar, domnul Vâlcă. Se negociază cu primarii și de la PNL, dar și din opoziție. Cei de la putere, PSD și PNL, au proiecte, sunt blocate la finanțare și după ce trec la PSD sau PNL, se deblochează. Asta nu-i corupție. Citiți, vă rog eu foarte mult, o declarație a unui primar care a trecut zilele trecute de la partid de opoziție la PSD. Zice, mi s-a promis de către PSD că o să-mi finanțeze proiectele. Pe asta nu este corupție. Este corupție pentru că până acum le-a blocat proiectele, nu le-au dat bani, și după ce au trecut la PSD și PNL, miniștrii au semnat să se ducă bani. Asta e corupție și cred că instituțiile statului ar trebui să demareze anchete. Dar probabil că la timpul potrivit. Aveți perfectă dreptate și vă recomand să vizionați piesa de la Teatrul Dramaturgilor, Plicul. E scrisă de Rebreanu. Deci, dar e de extremă actualitate, exact cum ați spus. Adică ce se întâmplă? Adică să primesc bani de la centru, așa, care să dijmuiesc în localități. Da, dar e interesant. Nu, dar vreau să zic, până acum, miniștrii, de ce au blocat proiectele celor din opoziție? S-au dus liderii politici județeni, au discutat cu primarii, chiar premierul a discutat în Covazna cu un primar de opoziție și i-a promis că îi finanțează niște proiecte. Și în momentul în care primarii au trecut, proiectele, finanțarea a fost deblocată. Și uitați-vă, în ianuarie s-a dat 5,2 miliarde de lei bani din buget pentru proiecte în urma negocierii. Dar trist este, știți ce trist? Că vin ministrul de finanțe Boloș strânge bani la buget, iar premierul dă bani prin fondul de rezervă primarilor de la PNL care trec la PSD. Ministrul Bolo strânge bani crescând taxele și impozitele pentru... distrugând mediul de afaceri și puterea de cumpărare a României. Am zis, știm treaba asta de când sunt alegeri, de când există primari, că n-au fost în primii ani după revoluție. Știți că este anul traseismului? Nu s-a mai întâmplat niciodată anul traseismului cu bani de la buget.
Sau mai fost situații de genul ăsta. Dar parcă domnul Ministru Alomitianu spune de fapt că momentul ăsta e să încurajeze pe cei din opoziție să plece și mai mult la PSD. Să vină cu un proiect de lege astfel încât să nu mai depindă finanțările de bunăvoință unei. Corect, aici aveți dreptate. Păi veniți cu el, PMP-ul, haideți. Dar știți ce se întâmplă, domnul Valdu? Nu ar trebui Ministerul Dezvoltării, e cea mai gravă situație bugetară. Ministerul Dezvoltării este cel care intervine în administrația publică. Aprobă proiecte și proiectele pentru toți primarii, n-ar trebui. Ministerul Dezvoltării ar trebui să se ocupe de marile proiecte interregionale. Nu ar trebui să-i facă dependenți pe primari de București. Aici ar trebui. Ministerul Dezvoltării. Aveți 9 luni cât o sarcină la termen să depuneți un proiect pentru reglementarea mecanismului financiar de alocare a primării. Puterea n-ar fi niciodată de acord cu așa ceva, că e un instrument de șantaj. Îl descoperă ei. Domnul Frumosu, nu știu dacă ați văzut și dumneavoastră fotografiile făcute de Val Vâlcu, struguri din Peru subvenționați de guvernul român. Nu am văzut fotografiile, dar sunt sigur că ceea ce a făcut Val Vâlcu este bine făcut. Nici nu mă îndoiesc de lucrul ăsta și, într-adevăr, în categoria produselor cu prețuri subvenționate intră strugurii. Cred că sunt și alte produse, bănuiesc, chiar nu m-am gândit niciodată mergând la cumpărături, dar niciodată nu există pe raft toate aceste produse care intră în celebra ordonanță, ca să poți să vezi dacă sunt toate românești, dacă intră și produse străine. Ideea este că ceea ce se întâmplă în momentul de față este o măsură, din punctul meu de vedere, populistă, fără efecte pozitive. Și uitați-vă, deci eu fac o mică comparație. Sigur, nu are rost să ne comparăm cu Elveția. De Elveția vine și dă a 13-a pensie. Absolut. Sau vine și ia alte măsuri. Păi nu vine și dă, domnul Frumosu, numai puțin. A avut loc un referendum în Elveția. Asta vroiam să spun, da, foarte corect. Timp în care la noi referendum ar fi trebuit să fie multe pentru foarte multe măsuri. Păi noi facem pe familia tradițională, pe alte subiecte de-astea de mare noi interes. Noi, din nefericire, cheltuim sume enorme de bani pentru ajutoarele alea sociale în sate și în comune pentru voturi și este teribil, domnule, este incredibil. Îi dau unuia bani de lemne la țară, nu-l oblig pe ăla să vină cu factura să-mi dovedească că a cumpărat lemne, ăla își cheltuiește banii pe altceva, se duce și taie pădurile din zonă, nimeni nu se bagă pentru că nici primarul, nici poliția în general, fie că sunt păcăliți și îți anunță ăștia între ei și dispar în momentul în care apare poliția, fie că primarul se gândește că pierde voturi și în felul ăsta sumele de bani sunt uriașe, sume de bani pierdute, iar indivizii ăștia, mulți dintre ei cu ajutoare sociale, vin cu BMW-uri, Mercedes-uri și iau banii de la primărie. Este ridicol și nimeni nu se sensibilizează și nu calculează măcar ce sume se pierd. Când am putea să folosim banii ăștia rațional? Păi suntem o țară de asistat social, pe cuvântul meu de onoare. 50% dintre pensionari primesc ajutoare, procent uriaș din cei care locuiesc în comune și în sate primesc ajutoare. Dar pentru că ați vorbit despre Elveția, da, domnul uite Frumosu. Că și cei care consumă struguri fără sâmburi în toiurni primesc un ajutor. Da, e un aliment de primă necesitate. Strugurile fără sâmbure din Peru e de prim. Nu, e ceva incredibil. Mai avea o fotografie, cred că tot dintr-un supermarket, cât a ajuns să coste mai puțin de un kilogram de carne de miel, că tot vorbim despre Paște, deci mai puțin de un kilogram de carne de miel, un pachetel costă peste 100 de lei, 102 lei, ceva de genul ăsta. Da, domnul ministru, vorbea Dragoș Frumosu puțin mai devreme despre referendumul din Elveția, acolo unde oamenii au ieșit să spună două lucruri. Unu, vor cea de-a 13-a pensie. Doi, vor să iasă la pensie mai devreme. În România, după toate recalculările de pensii, se vorbește despre prelungirea vârstei de pensionare și nu scoate nimeni un sunet. Cei de la Comisia Europeană și Banca Mondială recomandă sustenabilitatea sistemului de pensii la noi, prelungim perioada de activitate, ceea ce este incorrect. Pentru că la noi speranța de viață nu este comparativ cu Germania, Spania, Elveția. Deci ar trebui într-adevăr referendumul să otărască cei mulți
A mai fost un referendum legat de 300 de parlamentari, dar clasa politică l-a ignorat. La noi nu se respectă legile, da, păi un referendum. Și chiar țin minte ce spunea fosta regina Angliei despre referendum legat de ieșirea din Uniunea Europeană. A spus, nu este lucru cel mai bun ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană, dar noi respectăm democrația. Vă dați seama cât de importantă este democrația. Și atunci, sigur că oamenii sunt dezgustați de ceea ce se întâmplă la nivelul clasei politice. Iar generatorul de inflație în România este actualul guvern în frunte cu domnul Boloș, mărind impozitele și taxele. Pentru că ați menționat numele domnului Boloș, știți? În România se plătește taxa pe boală, s-a plătit în prima lună, în luna ianuarie, ca așa a vrut domnul Boloș, s-a plătit și luna a doua, că trebuie să se găsească o cale legislativă, doar să mai prelungească să ia bani de la bolnavi, iar acum domnul Boloș spune că de fapt nu e vina lui, că de fapt e vina caselor de sănătate, că din cauza caselor de sănătate, nu e ceva abominabil. E de vină ministrul de finanțe și ministrul sănătății. Că acea ordonanță, trenulețul, aticălășiei, cum a denumit-o domnul Bogdan Chiriac corect, a fost inițiată de cei doi miniștri. Și acum să spală pe mâini, să nu cumva să plătească politic. Mulțumesc. Iar domnul Boloș spune, ați văzut cuvânt din Polonia? Polonia amână cu 6 luni aplicarea ei facturii, deși o verifică de un an, de peste un an. La noi s-a introdus în ianuarie... Fără verificări, pe nepusă masă. Martie, scurtă pauză, vă mulțumesc tuturor și ne întoarcem.